Un fenomen îngrijorător tinde să ia amploare la nivelul municipiului Buzău. Tot mai mulți tineri sunt prinși în locuri publice că au consumat sau dețin substanțe interzise. Un astfel de caz s-a înregistrat în curtea unui liceu din Buzău, unde un adolescent a fost prins cu astfel de substanțe asupra sa. Polițiștii locali care efectuau serviciul de pază la școală au fost cei care l-au prins. Polițiștii locali de la serviciu pază, care își desfășoară activitatea la un colegiu din municipiul Buzău, au depistat în incinta instituției de învățământ un elev în vârstă de 17 ani, care avea asupra sa un plic cu o substanță vegetală uscată de culoare verde și o rolă cu foițe de țigară. Elevul a declarat verbal că a cumpărat produsele găsite asupra sa de la o persoană care i-a spus că sunt produse etnobotanice și intenționa să le consume la domiciliu. Tot un polițist local, dar aflat în timpul liber, a identificat un alt tânăr pe o stradă din Buzău după ce acesta consumase substanțe interzise. Un agent de poliție local aflat în timpul liber a observat pe o stradă din municipiul Buzău un bărbat care părea a fi sub influența băuturilor alcoolice și încerca să-și facă o țigară cu ajutorul unei foițe. Polițistul local l-a recunoscut pe acesta ca fiind un consumator de substanțe interzise, întrucât l-a mai depistat și cu alte ocazii când efectua serviciul de patrulare. A fost anunțat dispecerătul Poliției Locale Buzău, iar la fața locului s-a prezentat un echipaj al Poliției Locale Buzău, serviciu ordine publică. În urma verificărilor s-a constatat că este vorba de un tânăr de 23 de ani și avea asupra acestuia un plic de hârtie, în interiorul căreia se afla o substanță vegetală uscată de culoare verde și o rolă de foițe cu foițe de țigară. În ambele cazuri, polițiștii locali din cadrul Direcției de Poliție Locale Buzău a invitat și condus persoanele depistate la sediul Poliției Municipiului Buzău pentru continuarea cercetărilor. Ambii tineri au fost duși la Poliția Municipiului Buzău pentru a se stabili despre ce substanțe este vorba și de unde le-au procurat.